Aleea 1 Șimnic din Craiova este un adevărat calvar pentru șoferi și locatari. Ea a fost cârpită doar în preajma alegerilor, dar reparații capitale nu au avut loc aici niciodată. Hârtoapele fac casă bună cu lipsa eficienței canalizării, asta în ciuda faptului că locuitorii plătesc, după cum spun, impozit pentru zona a doua. Deci este asfaltată, deci prevăzut asfaltată și în primărie trecută asfaltată, deci în ziare a fost scris, precum de aici până la, deci din bariera Vâlcei, deci cum corespunde cu Alia 4, alia, deci de un, în intrare la Andia 1 și de aici. Am pus noi banii, a mai venit cineva, am mai făcut un domn de aici, așa, care deci, lucrează aici, deci persoana respectivă care e propriu. Am mai amenajat și ce am făcut noi, am pus banii, am venit excavator, mașini de pietre și alea. Dar în rest primăria n-a făcut nimic, nici... De cât au venit, au zis să alege neșcutoare. Banii, doamna Luguța, chiar că n-a făcut nimic. De când au făcut-o, numai de mântuială au făcut-o. Au pus piatră, aruncat piatră numai când era în perioada cu câteva săptămâni până în votare, când erau alegeri, atunci puneau piatră, o îndreptau puțin, dădeau cu ăsta, cu un tractor greu din ăsta, cu pe ea și pe urmă dispărea. Cum la prima ploaie se făceau gropi și mergeai ca pe Maidan. Deși strada e foarte circulată, case sunt multe, deci nu e problemă să spună că nu e stradă cu oameni care să locuiască, să folosească de ea. Și întotdeauna, de câte ori au apelat în fiecare mandat să asfalta strada aceasta, știi? Și după ce se terminau alegerile, nu, nimeni nu mai asfalta nicio stradă, nici nu mai dădeau pe aceea până la viitoarele alegeri. Vă amintiți când a fost făcută ultima lucrare serioasă pe această stradă? Lucrare serioasă nu a fost niciodată făcută. Spuneți-ne cum vi se par condițiile de pe această stradă? Având în vedere că este o stradă destul de aproape de centrul Craiovei, cred că ar trebui să fie condiții mai bune. Condițiile actuale sunt foarte proaste. Cum circulați? Cum vă descurcați pe aici? Greu, având în vedere situația în care este terenul. Principala cauză, zic eu, că este... Sunt mașinile mari care ocolesc cântarul de pe centură și trec pe aici, se formează găurile care se formează. Pentru cine filmați, băieți? Pentru cu**a de Olguța?